Băi, ești nebun, cu cât faci asta? Știi cineva? Mamă! Bă, vezi că puți, ești nesimțit. Marș afară! Astăzi nu mă joc Minecraft, oameni buni. Astăzi vreau să-mi deschid propria mea sală de forță să facem mușchii mari. Jocul se numește Gym Simulator 24 și ia uitați-vă ce sală frumoasă am. Bă, au stricat ăștia aparatele, ireal așa ceva. Oh, bună ziua, domnule, vreți să vă cumpărați abonament? Ok, vrei de ăsta ieftin. Bă, ce sărăcie ești, bă, ia și tu de la mai scump. Deci, cățelul meu numit Hamster. Nu știu de ce îl cheamă Hamster, bă, dar e chiar foarte drăguț. Oameni buni, apăsați butonașul de like chiar acum dacă ați fost la sală vreodată în viața voastră, da? Și vreau să repar aceste aparate, nu știu exact cum, așa. Ia să vedem, îl repară. Mamă, da. Cum Dumnezeu am reușit să repar cu o cheie de asta care nu știu dacă e franceză sau nu? Poate cineva să-mi zică în secțiunea de comentarii ce este cheia franceză. E aia care poate fi reglată pe mai multe dimensiuni, aia cu o rotiță mică de metal. Deci dacă e aia să-mi ziceți, că eu niciodată n-am știut ce e. Ok, bună ziua. Cum zic tinerii din ziua de astăzi? Ghiat? Ăla e un ghiat? Oh, doamne, s-a făcut coada aici. Bun, deci trebuie să facem sala asta să fie cea mai populară sală, da? Pink Gym-ul va defini... Mă, ce-au mă blocurile astea? Cea mai șmecheră sală din acest cartier, vai de steaua lui. Da, cuțule, da, bă, tu n-ai voie să intri aici, mă. Ia să vrem, ia să vrem. Vreau să îți dau și ție abonamentul ieftin. Mamă, câta sărăcia. Hai, vino și tu ce vrei. Tu vrei abonamentul standard, da, 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 standard. Bă, dar nimeni nu vrea VIP, mă, poate una din aceste domnițe care... Fai de capul și de zilele mele. Bun, fiți atenți, trebuie să distrugem și aceste lemne de aici ca să mărim sala. Deci vreau să mărim sala asta să fie foarte, foarte faină și vreau să-mi ziceți să-mi... Bă, vezi că puți, ești nesimțit, uite-l și tu pe ăsta. Putem să facem ceva? Cred că i-am dat o palmă la cap. Du-te, bă, și spală-te, bă, nespălat în... Ai să-mi trag palme. Uite cum arată astea, frate. Trebuie să luăm echipament mai fain. Deci vreau să ziceți în secțiunea de comentarii nu asta. Dacă vă plac jocurile de genul ăsta. Deci mie îmi plac foarte mult jocurile astea unde trebuie să manageriez chestia. Am văzut că Rafa joacă un joc cu magazin, da? El vrea să aibă un magazin șmecher și să pună raftă pe marfă. Marfă pe rafturi, ați înțeles voi. Marș afară! Firar să fie de șobolani, bro, a apărut din senin, ești nebun. Deci aici putem să cumpărăm chestii pentru sala noastră. Bă, eu cred că am suficienți bani. Ia să vedem, am cumpărat făcător de suc cu proteină. Ok. Și gen, trebuie să... Bă, ce fac cu paharul ăsta? Fill the glass. Nu merge, e bug. E bug, ia-mi asta. Tanti? Mă, ce vrei să mănânci? Pui cu orez. Eu cred că tu nu ești normal la cap în momentul ăsta. Cineva să-mi oprească. Ah, gata, am scăpat de pahar. Deci trebuie să-ți gătesc. Tanti, eu nu știu să gătesc. Aolo, ai venit și tu un puțit aici și acum vreți să gătesc. Aolo, trebuie să mă duc la market? Pă bune? Doamne, păi eu trebuie să-mi părăsesc sala asta așa să accept abonamentul ăsta. Bună ziua, domnule, da, ce vreți aici? Abonament? Standard. Da. Un om cum se cade... Tu ce vrei, mă? Standard. A, da, da, un om cum se cade. Păi ești nesimțit? Ia și tu abonamentul standard. Pot să mă duc să cumpăr orez. Așa, să rămână. Bă, ce-i cu ăsta? Ce-i cu ăsta cu roșu? Alo? Alo? Bă, ești cam pervers. Șterge-o de aici. Te uiți la belengherile bărbaților din vestiare. Neamă de aici. A, nu pot să-l mai lovesc o dată. Mai ieși, Chel, ieși, vai de steaua ta. Haideți să mergem să le dăm măsura puiul cu orez încălzit la microunde. Băieți, nu cred că ar trebui să mâncați chestiile astea, dar genul o să punem acolo. Perfect, bun, și asta se face imediat. Imediat, tanti, imediat. Dar tu n-ai mâncare acasă? Adică nu judec, ia de aici. Nu, mă rog, judec, dar gen... Oh, putem să mai... Am mai cumpărat unul, Iisuse Hristoase, cred că nu e bine. Auzi, mă, dar numai bine le punem de pe acum să fie gata. Că nu cred că știu terminații ăștia că sunt reci, nu cred că se prind. Ia uite așa, le-am pus să fie gata când o să vină cineva. Dar aici trebuie să punem apă și pudră proteică. Bă, asta e greu, că gen nu știu de... Așa, vrei abonament? Da, da, hai, VIP. Doamne, nu vrea nimeni nu vrea VIP. Iar ați stricat aparatele, mă, bă, deci mi se pare incredibil. Cum poți să strici aparatul ăsta?
Deși, bă, să-mi bat piciorul. Deci hai să vă zic o mică poveste, da? Eram la sală. Ok, asta nu trebuie reparat. Asta trebuie curățate, am înțeles. Alea trebuie reparate. Bă, eram la sală și mă pun pe bandă și gen începe de-aia că nu poate să acceseze homepage-ul, like, frate meu, învârte banda aia. Doamne, au pus internet pe benzile de la sală, mă. Ar trebui să poți să te uiți pe YouTube, deci dacă... Bă, ești nesimțit? Mă, ești nesimțit? Ia-o pasta la ureche, prostule. Mă scuzați. Vreți pui? Pui cu orez, imediat. Mamă, nu o să vină să credeți, era deja pregătit. Și e cald, nu-i așa? Să sperăm că e cald, îl băgăm și pe ăsta aici. Așa, perfect, bun. Mă, câine, tu n-ai voie aici așa. Rămâi aici. Stai, nu. Ok, rămâi... No. Nu vreau câinele în bucătărie. Oh, sărmâna, sărmâna. Ia, VIP? Standard, ok. Vrei pe ăsta standard. Bine, oh, domnișoară, domnișoară. Ce program aveți diseară, cum a zis? Standard? Standard, tratamentul standard și pentru dumneavoastră. Ia-o pe asta, e foarte supărată. Păi ce s-a întâmplat, anti? Ah, ăsta pute. Hai să-mi bag picioarele. Da, pincanilor, cred că ne trebuie... Ia uite, mă. Bă, ești nebun, cu cât face asta? Știe cineva? Mamă, dar n-are biceps deloc. Cu ce faci tu, mă, alea? Că n-ai biceps deloc să-mi trag palme. Cred că bagă asteroizi. Deci tanti asta bagă asteroizi. Se vede după băsălăul ei că bagă asteroizi. Ia uite. Ce exercițiu este a trăiți-ar familia ta? Mă, ce? Alo, tanti, tu știi cât de greu e exercițiul ăsta? Că eu pun 30 de kilograme la asta și mor. Tu ai toată aia? Deci tanti asta, această domniță cu balcoanele mai mari decât pepenii, face cu full stack. Uite-o și pe asta. Bro, ăla e de 20-10, 30 cu 30, 60 plus bara 80 plus astea două. Tanti asta face cu 90 de kg la piept. Alo! Deci, nu, deci deja m-am enervat. Deci sala asta mă face să mă simt ca ultimul terminat ordinar care nu e în stare să facă nimic la sală, pe bune. Bă, deci mie îmi place, nu știu de voi, deci mie îmi place jocul ăsta maxim. Deci, merge cu mai multe tipuri de proteină, am înțeles. Așa, și acum ia de aici și ia de aici. Vezi să aduci paharul înapoi, bă. Dacă o să-l mai aduc aici, nebun, deja l-au pus pe OLX. Aoleu, ok, nu, știi ce, nu am terminat. Vă mai accept și vouă membership-ul. Da, standard, sigur. Bă, dar dacă le-am vinde cu ăla era un pervers ordinar care s-a uitat la domnițele goale, stai așa. Bă, acesta, șterge-o de aici, că numai eu m-am uit la femeile care sunt pline de forme în sală. Oh my god, așa. Bă, pe bune, like, vreți să mă lăsați o secundă să angajez pe cineva, bro, sala asta? Jur, e singura sală din cartier și toată lumea vine aici, deci nu mai pot, am prea mulți bani. Ok, ăsta e stricat. Cine a venit și a stricat ăsta, tanti, zim? Zim repede cine a stricat acest aparat. Nu vreau să-mi zic că e terminat ordinară. Bun, haideți să nu mai pierdem timpul. Deci vrem să angajăm, da? Member list, higher staff. Ia să vrem, ia uite, bun. Deci ăsta e cleaner, ne trebuie mecanic cu viteză. Bar worker. Cred că vrem, deci vrem un bar worker care să vină, da? Daily salary 1400. Bun, luăm mecanicul și luăm cleanerul următor și îl dăm pe Mirel afară. L-am dat afară, bun. Și cred că, bă, $600 pe... Bun, angajăm și securitate. Deci am angajat-o pe toată lumea care se poate. Haideți să punem niște reclame. Ce zice? Bă, cât, mă? $3000. Ok, ne permitem. Stai așa, încă 10 ore de reclamă. Păi, frate miu, e noapte. A, nu e zi. Păi, nu e noapte. Nu, vine noaptea. Unde e reclama mea? Unde e reclama pentru care am plătit? Știe cineva unde e reclama? Ai? Stați așa o secundică. Am luat dita mai reclama pincanilor pe bloc. Ne mai trebuie femei dezbrăcate pe reclama aia, ca, da, nu-i cunoaștem noi pe cum îi zice. Deci fac o grămadă de bani. Ia, uitați-vă. Deci fac o grămadă de bani, o să iau toate astea. Deci pe toate le iau, îmi pare rău, s-au luat toate. Au rămas ăștia fără proteină. Deci am inventarul efectiv infinit, uite câte am cumpărat. Cutiile, cutii. Am luat 20 de cutii de mâncare de câine, frate meu. Câinele ăsta o să se facă un obez ordinar, o să-i dau prea mult de mâncare. Bun, fiți atenți, este foarte important că la ora 9, da? În momentul ăsta este ora 7, dar la ora 9 seara se deschide acolo clubul. Vreau să... Bă, ce... Mamă, ce m-am speriat! Garda de securitate i-a tras una lui ăla că a venit să se uite la băsă. VIP!
Caitlyn, mama, arăți în poza aia de parcă ești vai de mama ta. Bun, 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 am vândut în sfârșit un VIP. Deci nu pot să cred, este primul nostru VIP la săliță, Caitlyn. Tu ce vrei, mă? Standard? Ia-o și pasta de aici. Bun. Bă, dar nu puteai cumva să-i sprayezi pe ăștia? Jur că exista un spray pe aici. Aparent nu. Deci put, ăștia put. Putem să mai băgăm o grămadă de proteină acolo și putem să punem astea aici. Am pus acolo apă, bam, bam. Cred că mai am în inventar o grămadă. Poți să-i... Aici e spray-ul. Ia-o pe asta, bro. Hai, încă pute. Bro, nu mai mirosi urât. Te rog eu, l-am spray. Încă pute, deci mi se pare ireal așa ceva. Ăsta e nou angajat, mă? Nu-mi dau seama că arată exact la fel ca celălalt. Bun, 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 fiți atenți, atenți, da? Haideți să mai cheltuim niște bani, da? Televizor, putem să... Pă bune? Oh, se închide sala, frate, mi-a plecat toată lumea. Bă, unde e melodia mea? Am dat play video, e loading. Nu funcționează, nu funcționează. Deci, fiți atenți, la magazin ar trebui să începem să cumpărăm niște chestii mai faine, da? Cred că vrem... Showere, da? Vrem să punem niște dușuri aici și ar trebui să mergem la club, că e ora 9. Ia să vedem. Build tool și unde e? Consumabile, paint, decorații, locker room. Bun, fiți atenți aici și a. Punem aici cel mai shower din... Mă, ce Dumnezeu se aude? Așa. Ia uite dușul cum e. Stați așa să mergem să punem și la domnișoare dușul. Așa, să nu fie domnișoarele transpirate, să nu fie feromoni de aia de femei, că vin perversii după. Deci avem dușuri. Ia stați așa, mă, că chiar a început party-ul aici, nu? Sormana. Bă, chiar mergem la club! Mamă, sper să fie cap în GTA, așa, și să poți să... nu contează. Hai că vedem cum e la club, ia. Bă, ești nebun? Mamă, dacă e cu copyright asta, să mă scui pe developerii în gură. Ia uite, tanti, ha-ha, pot să dansez cu ea. Mamă, ok, bun, bun. Oh, trebuie să vorbim întâi cu ea. Ce se întâmplă? Hai să dansăm împreună? Sigur, asta o să-i zicem. Sure, let's go. Sunt Kel. Uite-mă cum dansez, flirtez cu ea. Zoe, e atât de simplu, lol. Cine știa că e atât de simplu? And I don't. Mă rog, eu asta aud, dar dacă îmi dă copyright, trebuie să scot melodia după. Bun, 80% flirt level, stai așa o secundică că cred că combinăm în club în seara asta. Bun, ce să-i zicem? Vrei să ne distrăm împreună la locul meu sau să o întrebăm dacă fata de acolo nu e drăguță? Bă, cum să o întreb, mă, dacă fata de acolo? Bă, trebuie să dai la ea. Hai să o invităm la noi. A zis de ce nu? Mamă! Aulu! Unde-i casa mea? Nu știu unde-i casa mea. Oh my god, am ieșit la date, suntem la date. Suntem la date, pe întuneric, m-am dat cu capul de ceva, e ora 10 seara, așa, pe mijlocul străzii, tanti. Hopa, hopa, hopa. Ok, bun, este simplu, casa mea este... Ok, nu e aia. Unde Dumnezeu e casa mea, bro? Nu știu unde... E acolo? Nu văd, aia pare să fie, nu? Club de boxing? La level 7, mamă, putem să managerim toate chestiile alea? Reversed... Ăla sună magazin, nu acasa mea. Ok, am intrat pe o alee lăturalnică să-mi bag picioarele, deci femeia asta nu are nici măcar un pic de simț al prezervării. Oh my god, no way! Oh no! Scârție patul! Ok, oh no, what? Ce e pe jos? De ce e lumină? Unde a dispărut? Bro, a scârțuit patul. Mai rău decât îmi scârție mie încheieturile când mă duc să fac picioare. Du-te și fă duș, băi, împuțitule. Băga-mi ești picioarele în chelia ta, că-ți dau două palme. Chiar se duce la duș. Iese fundul prin pantaloni, bro. Ia, ia. Uite că... Bă, tu ești îmbrăcat în duș, mă, ești animal. O să-ți uzi hainele. Ah, stai că acum am realizat, dacă ăștia vin să facă duș, nu mai put, nu? Hai mă, termină dușul ăla, ieși afară, că vreau să văd dacă mai put sau nu. Oh, ia uite-l, nu mai pute. Ăla e, pincanilor nu. Deci chiar ne descurcăm foarte mega sigma bine. Sigma de bine. Ia, unde a luat-o ăsta la goană? Se uite, se dă unul la una. Se dă unul la una, dă-i mă. Mamă, ce bucată i-a dat. Bă, dar eu mai aveam aici niște benzi de astea, pe bune. Am 600 de mii de benzi.
Ia uite pasta ce dă. Ia uite cu full stack. Bă, nu se poate, refuz să cred, mă, că toate femeile fac cu maxim de tanti. Vezi că ai dușuri în vestiar. Băga mea și piciorul de împuțită ordinară ce ești. Așa. Cred că ar trebui să mai cumpărăm echipamente. Deci avem așa. Avem de la de picioare, avem de la... Bă, dar ne... nu știu, mi se pare că e suficient. Ce, mă, Iisus Hristos cu ochii ăștia frumoși aici? Păi, cred că e... A, e ăsta de curăță pe jos. Da, 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 bun. Eu cred că ar trebui să mai cumpărăm chestii sau fiți... Wow! Vending machine, bro, n-avem cum să punem de la... Ce? Oh, ok. Intră în sală și lasă-mă în pace. A buguit ăsta, păreri. Deci, în locker room, decorații. Oh! Decorații cu femei. Clasic, clasic. Bun, și astea nu știu ce sunt. Un televizor. Perfect. Și niște speakere. Da, vreo 3 speakere. Au, cred că de asta nu era, mă, clipul n-a funcționat. Că n-aveam televizorul și... Ai, de capul și de zilele noastre. Normal, bro, normal. Avem 2 televizoare. Fiți atenți, atenți, da? O să punem un televizor. Uite acolo, perfect. Și gen 1, uite... Aici. Așa, perfect, bun. Și desigur mai avem boxele. Deci fiți atenți, boxele. O să punem și ăsta. Uite, acolo. Pe bune? Așa să rămână. No, așa rămâne, eu nu-l mai întorc. Eu n-am știut că e așa. Și speakere, fiți atenți. Speakere, acolo 1. Și din coace 1. Nu cred că are vreo importanță în ce mod le pui, nu? Că eu le-am pus așa, că arată mai cool, arată mai bazat, sincer, ca un aer condiționat. Bă, dar câte speakere am? Bă, am like 20 de speakere. Să-l punem pe ăsta aici. Aha. Bun, putem să punem acum melodia aia. Deci vreau melodia aia, deci nu se poate așa ceva. Unde e? TV. Ah. Dă-i mă play, bro! Oh, mamă, ce m-am speriat. Doamne, eram fix în barba asta frumoasă al ăsta, dăm cu aceste pup în ureche. Mua! Du-te și fă duși, bă, împuțitule. Bun, în momentul ăsta cred că sala noastră chiar e faină, dar fiți atenți, ar trebui astăzi, deci fiți atenți, vreau să testez ceva, da? Vreau să merg la advertiser și să cumpăr multe reclame. Dar gen multe reclame. Toate reclamele le-am cumpărat, deci am cumpărat toate reclamele. Deci în momentul ăsta, peste tot în oraș, este câte o reclamă de la mine. Să rămână. VIP ziceți? Low class, ești săracă, doar zi așa că ești săracă. PlayStation, bro, dă-i că se uită la fundul ăsta. Pam, mai și mirosea urât. Deci fiți atenți, peste tot este reclamă la sala mea, da? Deci peste tot. Ce level am? Am level 4, da? Am level 4 și nu știu exact, experiență 365, mamă, mai trebuie, deci chiar îmi trebuie level 8 pentru ca să extind sala asta, să am 2 săli. Da, s-ar putea... Bă, da, televizoarele astea chiar nu merg. S-ar putea să dureze să facem levelul ăsta. Chiar văd că durează foarte, foarte mult. Și nu știu exact dacă mai sunt pe aici niște chestii pe care le putem cumpăra poate de la magazine, nu? Ce e asta? Fast food? Nu e nimeni să vândă, ești nebun? Dar nu știu, ceva sassy se întâmplă pe aici. Oh, putem să punem și aici reclame? Pe bune, și mă costă în plus $1000. Bro, mi-am cheltuit toți banii pe reclame. Deci nu se poate așa ceva. Toți banii pe reclame, mai dăm aici $1000, sigur. Pune poza asta care să inspire oamenilor că trebuie să vină la sală, că sunt și putori ordinare. Bă, da, frumoase blocurile astea, oricum, frumoase, frumoase. Avem coadă la oameni care... Oh my god, chiar avem coadă. VIP? Vrei standard, ok. Vrei VIP? VIP, chelule, hai că știu că ai bani. Standard, ok. Ești standard de prost. VIP? Celalt chel. Standard, ce asta? Hai mă, tanti, ia tu VIP-ul, pă bune, murim de foame aici la sala aia, Hitping, te rog eu. Yes, VIP! Oh my god, am făcut $1000, deci nu pot să cred, ce vrei? VIP și tu, doamne, câți bani o să facem. Doamne, low class, se vede după fața aia ta de prost că nu-ți permiți. Deci, avem, cred că în momentul ăsta, foarte multe aparate. Ia uite că... Unde e mecanicul? Alo, mecanicule! Alo! Băi, individule! Mă, ce ai, mă, cu aia? E ok, du-te că s-a stricat ăsta! Băi, ești o putoare ordinară. Deci, ești o putoare ordinară. Jamal, vino încoace. Uite-o pe asta, o vezi? Scrie pe ea că e stricat, animalule! Tot eu trebuie să-mi fac treaba. Doamne, iartă-mă, nu se poate așa ceva, bă. Eu trebuie să-mi fac singur treaba pentru care deja am plătit să fie făcută ireală așa ceva.
Bă, cred că mai putem să cumpărăm câteva chestii, voi ce ziceți? Front side select, recepție select. Aha, recepție de lux level 7, din păcate nu ne permitem. Tu ce vrei? VIP. Mamă, ce-mi place când vine lumea și vrea VIP. Ia zi, tanti, ție ce-ți dau? Tot VIP. Bă, toată lumea vrea VIP mai nou. Haideți să ne întoarcem aici. Ia să vedem. Gym, da? Să vedem front side-ul. Putem să-l schimbăm? Nu putem să-l schimbăm. Și aia e prea scump. Bă, dar nimic nu ne permitem. Și ceiling. Level 5. Mamă, aproape am level 5, aproape am level 5. Dar, și ce, cred că vom pune capăt acestui minunat episod aici. Deci, sala mea, eu zic că merge foarte bine în momentul ăsta. Chiar avem o grămadă de bani, da? Ia, uitați-vă, Pink Gym aici, cu sigla aia puternic dezvoltată. Ia uite-l pe ăsta. Bă, ești nebun, uite culturistul. Mamă, ce... Oh, am făcut level 5, am făcut level 5, am făcut level 5. Stați așa, stați așa. Dacă tot am făcut level 5, stați așa că facem aici... $5,000? Mamă, dar sunt urâte rău. Mi-e vomit. Mi-e vomit, tanti, mai ai apă și proteine. Hai că ți-am pus aici să servești acolo așa bine de tot, da? Bine de tot, să le servești de toate, de ce vor... Bă, fără violență la mine în sală. Stai așa că mă duc să-i dau și eu una. Ia-o pe asta, prostule. Ok, nu mai pot să-l bat odată. L-a bătut deja paza. Bun, deci cred că vom pune capăt aici. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați like. Deci chiar acum e vorba de vorba de important și noi o să ne revedem pe data viitoare.